Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine ați revenit la un nou episod de Mafia 2. Probabil ăsta e și ultimul. Ne-au dat afară din mașină. Și acum ne-au lăsat pe aici. Ia să luăm noi mașina lui Cristian Gogăstan. Bă, băiatul ea, gata, hai. Jos, dă-te jos. Așa, da? Bun. A, nu, să nu te uiți, da? E... Da, e ok. Nu te uita, poți să... Da, mersi. Salut, mersi. Îmi place, omul nu are treabă, e ok, mi-ai furat mașina, să trăiești. Bun. Vreau să dau sunorul, ia stai așa. Pot să dau din joc? Ia. Ceva gen așa? Nici nu știu. A, da, de când mă împușcam nu prea mă auzeam, sincer, și vreau să dau sunorul mai încet. Ăsta probabil este ultimul episod, m-ați întrebat câțiva dintre voi care e faza cu DLC-urile. Păi faza cu DLC-urile e, wow, să rămână. E că le încep după ce termin, ziceți voi, după ce termin jocul. Nu știu câte DLC-uri sunt, dar... Știu că e un DLC cu unul care nu cred că are legătură cu povestea. Uite-l pe ăla ce sori. Uite pe ăsta mă claxonez, bă, băiatule, bă, nu mă claxonez tu pe mine, înțeles? Că poate intru și în tine acum. Știu că e un DLC cu unul care n-are nicio legătură cu jocul, cred, sau nu știu, din... Asta... Din ce am înțeles la prietenii mei. Și știu că unul e cu Joe. Aș vrea neapărat să-l joc pe ăla cu Joe. Ok. Bă, nu știu unde mergem, dar știu că o să fie o misiune urâtă. Asta știu sigur. Acum o să și vedem. Care-i șmecheria? Cu chestia asta. Deci, o să mergem la bătaie, frate. Împușcături. Ce-mi place mie. Ai ușor, 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 mai și plouă. Bine, îmi place ploaia, sincer. Bă, parcă n-am mai fost pe aici, am mai fost pe aici vreodată? Bum! A, da, am mai fost când l-am îngropat pe ăla. Că parchez unde am chef. Uite aici vreau să parchez. Mulțumesc. Ok, hai să mergem. Sunt și în costum de chelner. Fugim prin ploaie. Ura! Te pară acum paia cu umbrela. Și ce naiba aici? Hey, fellas. Hey, Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Yeah, all right. Here you go. Opa, urât, urâtași. Le-a făcut-o, băiatul. Acu, acu. Frate, uitați-vă și voi, cred că glumești. Bun. Începe distracția. Pa. Ok. Bună. Oh! Ai, frate. Nu, gata. Mamă, joc acum, dar nu mai sparge nimeni. De unde mă dă? A, e bine. Mă, știau și oar, mă, ceva. Dă-te, mă! Tu bolă, sunt lipit de perete. Bun, hai să vedem cum îi luăm noi cu ăștia. Ghită-l pe ăla. Ok. Mă, revează că pistolul ăsta, mă, e numai... A, ba da, mă, iau.
Am crezut că am rămas doar cu pistolul ăla. Mă enervează că pistolul ăsta, sau pistolul ăla care l-avea. Bă, da, am o țintă. Ia uite-l pe ăla acolo, fix în cap, da. Ăștia se acoperă unii pe alții, când iese unul să tragă în el, trage ăla lângă mine. Ah, să nu mor. Bine. Ok, să vedem aici. Hai mă, care ești? Oare mă. Să avem grijă aici că mă mănâncă ăștia imediat. Ok. Ia. Hai că știu că vin cu 50 pe mine. Mă mișcați, băieți. Salut. Ia uite. Abia mi-a dat câteva lovituri și era să mor. Sunt periculoși, mă, ăștia. Ia uite, stai aici, 50. Bun. Stai că ia fug acum. Unde fugiți, mă, mâncavar, tata? Hai, mă, și tu. Unde e, băbule? Te văd, nebunule. Bine, mai e unul. Cărcăm. Mamă, dacă mă mora ăsta, acum. Ca lumea, atent aici. Ia. Hai că pe ăsta almierile scăp. Mai bine. L-am luat, ăla eu după ușă. Ieși mă afară. Să vedem. Mă, îmi zice că e unul acolo, dar nu-l văd, că-s chiar. Uăule, care ești, mă? A, uite, eu uite, mă, pe ăsta unde era, că țărat. Ok, încărcăm. Wow, wow, wow. Mă, ce mă enervează, astea că vin așa dintr-o dată. Și dacă nu trag din prima pe el, mă spintecă. Da, dăm cu bombă. Păi. Mă, ia aștept aici. Mamă! Ce m-am speriat. Vai de capul meu. Dacă ies acolo, mă mănâncă aia. Ia. Ha, mă, ieși, ieși la ivele să-ți dau un capul la chel. Bun. Grijă, mare grijă. Că ăștia se spawnează și apar dintr-o dată, uite, eu. Ia uite-l pe ăla. Ăștia vin așa de peste tot. Ok. Nu prea pot să vorbesc cu un trag, eu trebuie să fiu atent. Oh! Aute cât sunt aici mâncaiași. Și ce n-ai? Și ce fac eu aici? Stai. Close the roof. Bă, ce caută bă acolo? Bă, de când intrați mă voi aici mâncavași? Stai că nu mă prind. Ah, ia sunt jos. Și ce e chestia asta? Hai să încărcăm. Și să ne pregătim. Ușor. Ușor. Mamă, mâncați așa. Nici n-am după ce să mă pun aici pe scări. E pe picioarele lui unul.
Bă, James Bond. Stai să-mi dau cap. Ăla e, mă. Ia. Nu, să mișcă globul. Ok. Mai aici, mă, tată, vreau unul. Dă să încarc. Aolo, iese și ăsta când încarc eu. Ia uite-l pe ăla. Poc. Hai, bă. Ok. Bun. Mamă, ce-am speriat de ăla. Voi ați văzut cum mi-a dat ăla? Mamă. Îmi făcea one shot, țăranul. Adică îmi dădea o lovitură și pa. Lol, cum mi-a dat-o. Bă, nu vă apropiați de mine că vă mănânc. Dar uitați-vă și voi câți sunt și ați văzut. Alo. De ce m-am dus eu, măi? Ia unde mă dă. Stai deja că trec off camera. Hai că revin, că nu vreau să trec tot off camera. Oh, băi! Vai de capul meu! Și l-o omorâsem pe aia. Băi, așa că stai să bate joc de mine, mă. Stai așa. Da, de data asta nu mi-a mai dat nimeni în cap dintr-o lovitură. Bă, dar cum m-a luat ăla, bă, ești nebun? Pop! Direct. Ia. Wow, look who it is. This is where they send? This is an insult. What'd they tell you, Vito? Take care of me and all... Bă, cum a spus asta de unde ăla, nu mai știu cine. You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Opa, vine cineva. Like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? Oh, ce faci, mă, Joe ăsta, mă moară? Didn't your old pal Leo teach you that when you're sucking his cock back in the can? You're just a fucking pawn, Vito. It's all you ever were. When are you gonna realize Joe? That? You just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Uh-oh. Now, Joe. Hey. You're gonna pull that trigger? Do it already. Nu vine să cred, ne moare Joe. Vito. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked about, Joe? You're gonna throw all that away? Do it! Two. Now! Oh, știam eu că Joe nu poate să mă dezamăgească. Să vedeți acolo. Ah, mă, ieși de acolo dintre scaun. Oh. Partea proastă e că mai apare de ăștia. Uite-l pe ăla pe acolo. Mori, mă. Oh! Mamă, cum a luat. Frate. Nu vine să cred. Mama, cum am dat ăștia. Ăla era cu shotgun și mi-a dat o bucată și aia. God damn it, somebody killed these two psychos. Arma. Uite, vine ăștia pe aici, pe la ușile astea și n-au... You dumb bastard, you don't stand a chance. You can't kill them all. Mori, mă. Uite, și acum o să vină pe acolo ăla cu shotgun. Ia uite-l pe ăla.
Ia uite special. Să știți că acum unor vorbesc mai încet. Dar n-am ce să fac. Am zis, am grijă, vine unul de ăsta cu shotgun pe o, da, o bucată și aia a fost. Bă, ce n-ai? Wow. Bine. Ia uite-l. Voi! Tu n-ai cu t-am tras unul ăla. Gata. You know something, Carlo? For the last 10 years, all I've done was kill. I killed for my country. I killed for my family. I killed anybody that got in my way. But this one, this one's for me. Fuck you. Fuck. Fucking prick. Family album sure has been locked. I hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, what was he talking about back there? Nothing. He made me an offer. That's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack you. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that $5 you owe me? Unde ne avem și pe aici? Ia. What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right, then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. All right. So what's the big secret? Hey, what the hell's going on? Where they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Stai tot. Deci... stai așa să vedem ce se întâmplă. Ideea e că... acum, final... ne par creditele, da. Acum la final ăștia l-au luat pe Joe și l-au dus și l-au omorât. Îmi pare rău pentru Joe. Era prietenul nostru și n-a așteptat atât de timp. Dar se pare că l-au omorât pentru că a zis, a zis ăla, he's not part of our deal sau ceva genul ăsta. Deci da. Un joc foarte tare, Mafia 2, mi-a plăcut foarte mult. Vi-l recomand. Dacă nu aveți ce să vă jucați sau ceva genul ăsta, vi-l recomand cu cea mai mare plăcere. Finalul a fost puțin așa cam ciudat, cam direct, dar jocul în sine este foarte ok, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Cam aici se termină și seria noastră, dar mai continuăm cu un DLC sau două, nu știu sigur, vedem pe parcurs și ne vedem data viitoare.